Pe lângă toate imaginile frumoase care v-au descris Vasluiul, recunoașteți poate cel mai celebru nas din România, nasul lui Constantin Tănase, un umorist special al țării noastre, care de altfel are aici la Vaslui un festival al său. Se întâmplă odată la 2 ani, iar atunci când e pauză de la Festivalul de Umor Constantin Tănase, se întâmplă la Vaslui Hora din Străbuni. Ediția 7-a în 2021 este anul dedicat folclorului, iată, și Vasluiul a devenit din nou capitala internațională a folclorului. A ajuns acest oraș să aibă prieteni pe toate continentele, din Asia până în Africa, în America de Sud, și toți cei care au plecat de aici, după ce au luat parte la Festivalul Internațional de Folclor Hora din Străbuni, au plecat cu amintiri deosebite. Au plecat cu gânduri speciale și mai ales cu prietenii legate într-un mod deosebit. Și anul acesta Hora din Străbuni a cuprins așa în brațe ansambluri din străinătate, dar și de aici, din Vaslui. Sunt foarte mulți cei care au vrut să ia parte la festival. Sunt norme anti-pandemie care au împiedicat ca festivalul să se întâmple pe 5 zile, așa cum era până acum, dar important este că Hora din Străbuni se întâmplă în 2021 și că oaspeții sunt încântați de ceea ce au găsit aici, de primirea și ospitalitatea vasluienilor. Noi, cei din echipa TVR Iași, suntem, bineînțeles, aici. În această după-amiază vom transmite în direct prima seară a festivalului de la ora 20. De la ora 21 vom fi în direct și pe TVR3, așa încât vă invităm să rămâneți alături de Televiziunea Română și să luați parte la această sărbătoare extraordinară care bucură de fiecare dată centrul Vasluiului. Suntem în centrul civic, ne amintim, spuneam, de toate aceste prietenii care s-au legat aici. Au fost oameni care au plecat și își doresc tare mult să se întoarcă la acest festival. Bineînțeles, ansambluri și grupuri folclorice din județul Vaslui sunt prezente și în acest an aici. Poate că unul dintre cele mai importante repere este orchestra profesionistă Rapsodia Vasluiului, condusă de dirijorul Cristian Năstase. Vreau să ne reamintim cum a fost acum 2 ani aici la Hora din Străbuni. Revedem puțin Hora din Străbuni cu Rapsodia Vasluiului și vedem ce invitat vă așteaptă aici, chiar în centrul civic din Vaslui. Iată, așa a fost acum 2 ani la Hora din Străbuni. Se întâmpla în Teatrul de Vară. De data aceasta lucrurile s-au schimbat puțin. Ne aflăm în centrul civic. Scena a fost deja instalată aici. Repetițiile s-au terminat cu puțin înainte de a intra noi în direct. Domnul Cristian Năstase a venit alături de noi. Relaxat deocamdată, nu? Duminică intrați pe scenă. Bine, da, ați venit! Bun sărut, bună, bine v-am regăsit și bine ați venit dumneavoastră la noi, la Vaslui. Suntem fericiți să vă avem din nou în mijlocul nostru ca oaspeți la această frumoasă manifestare, care o spun cu
tărie că rivalizează cu marile festivaluri din Europa. Adună, acum e problema cu pandemia, dar în general a adunat cu peste 1.000-1.500 de participanți din 10-15 țări. Anul acesta vor fi 6 țări pe lângă România prezente în festival. E diversitate și de data aceasta. De fapt, despre asta este vorba la Hora din Străbun, despre diversitate culturală. Oamenii vin și își arată cu atâta drag tradițiile, costumele și toată lumea e curioasă să cunoască ceva nou, încât se creează așa, exact cum spuneam mai devreme, o prietenie generală. Într-adevăr, s-au legat prietenii, s-au legat colaborări frumoase. Ne-am întâlnit cu multe ansambluri în alte festivaluri din țară și din străinătate datorită acestei frumoase manifestații. Rapsodia Vaslui, orchestră profesionistă, aveți treabă tot timpul, sunteți pe scene și asta e, cred că, cel mai important. Vorbiți atât de frumos prin muzică despre Vaslui, despre oraș, dar și despre județul Vaslui. Mulțumim bunului Dumnezeu. Noi, ca orchestră, aparținem primăriei municipiului Vaslui. Mulțumim pe această cale tuturor de care ne ajută, în mod special domnului primar Vasile Pavel. Ne-a ajutat și ne ajută permanent. Avem activități foarte frumoase. Duminică vom intra în jurul orei 20, nu știu exact, nu am reținut. Haideți că vă spun eu exact, că eu sunt foarte la curent. Da, pe la 20 sunteți primii care deschideți seara de spectacol. Da, vom acompania 3 ansambluri din județul Vaslui și, ca o curiozitate, cred că județul Vaslui este printre puținele județe care au peste 10-15 ansambluri în fiecare comună. Ce spune asta despre Vaslui? Că folclorul este foarte iubit, folclorul e la casă și unele televiziuni sau mass media să vadă acest lucru. Chiar într-o zi mă uitam că noi avem, imediat după acest festival urmează zilele municipiului Vaslui și noi, Orchestra Rapsodia Vaslui, vom avea un moment împreună cu fanfara Rotaria. Și vreau să vă spun că nu știu dacă în țară sunt fanfare de tineret, cum e această fanfară. Și chiar spuneam, oare de ce televiziunile nu vin să arate lucrurile frumoase? Sau da? Și lucrurile frumoase. Și lucrurile frumoase. Ca să păstrăm un echilibru, nu? Să menținem balanța corect. Da. Ce mai pregătiți? În ultima vreme, sau de când nu ne-am mai văzut, ați făcut lucruri. Văd o carte acolo care vorbește despre lăutarii de viță veche, nu? Pe timpul pandemiei am realizat... În casă stând, ca știți, ca orice croitor care nu-și face lui nimic, mi-am făcut și eu un album împreună cu fratele meu, un album de cântece și jocuri din județul Vaslui, din viță de lăutar, se numește Cristian și Mihai Năstase și un domn de la primărie lucra înainte, domnul Radu Bobică, mi-a luat un fel de interviu și totul s-a concretizat într-o carte numită Lăutar de viță veche, în dialog cu dirijorul Cristian Năstase. Ce ați spus acolo în carte? E greu să-ți deschizi sufletul și să pui în paginile unei cărți povestea de viață? Doar dacă îți povestești activitatea din ultimii 20-30 de ani, fiind sincer cu tot ce s-a întâmplat, iese ceva foarte frumos. Fiind muzician, am senzația că aveți și o memorie foarte bună. Da, mulțumesc, muzician e mult spus. Eu mă consider un lăutar cu puține studii. Atunci, un lăutar care are memoria lucrurilor, nu? Care are memoria experiențelor de o viață pe scenă și în mijlocul oamenilor și cred că nu e puțin lucru acesta. Așa este, prin natura meseriei noastre, avem și o anumită experiență de viață și cântând, mulți dintre muzicanții vechi cântau, lăutarii vechi cântau fără note și automat și-au dezvoltat memoria. Poate memoria muzicală, dar și cea... Normal. Cunoaștem și știm prea bine cu toții probabil și povestea lui Barbu Lăutaru, da? Care era un minunat lăutar și sunt atâtea alte exemple, multe, foarte multe, care arată de fapt farmecul
acestei calități deosebite, nu? Că este o calitate. E o mare calitate să cânți... Să ai o ureche perfectă, nu? Eu am ajuns la o concluzie că anumiți lăutari cântă aproape de perfecțiune, probabil datorită faptului că nu realizează ce cântă. Dacă aveau conservatoare, probabil realizau că acel pasaj este foarte greu și nu mai îndrăzneau să-l cânte. Așa el, neștiind că în tonalitatea aia este grea, pasajul ăla este greu. Au intrat fără frică în muzică, nu? Ei au cântat fără frică. Ei având o tehnică lăsată de la bunul Dumnezeu, că lăutarii s-au născut din tată în fiu. Sunteți totuși alături de tineri instrumentiști, de instrumentiști cu mai multă experiență. Ce înseamnă să conduci o orchestră și ce înseamnă pentru Cristian Năstase să dirigeze acasă, la Vaslui? E o mare fericire. Mai nou s-au mai schimbat. Spre muzica populară s-au îndreptat și tinerii cu studii superioare. Folclorul este deja dus la un alt nivel. Și de a conduce o orchestră este un privilegiu, îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru acest privilegiu și îmi doresc să cânt cât mai des la Vaslui. Că asta vă dorim și noi. Suntem atât de iubiți, simțim că atâta lume ne oprește și ne întreabă când mai cântați, când mai... Le spunem noi acum. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit și ne-ați povestit și le spun eu când vă mai văd și când vă mai ascultă. Duminică de la ora 20 pe TVR Iași veți fi în direct aici, pe scena din Centrul Civic. Suntem ca să anunț așa, să fac cât de cât cunoscut programul nostru la Orchestrele Rapsodia Vaslui. Pe 6 suntem la Murgeni, probabil la zilele comunei, și pe 15, într-un spectacol foarte frumos, la zilele Vaslui. Mulțumim tare mult că ați venit, că ne-ați povestit. Așteptăm să aflăm poveștile dumneavoastră din filele cărții. Și haideți împreună să ne amintim de acum 2 ani, tot la Hora din Străbuni, când a venit Argentina. De data asta avem formații prezente din Europa, dar acum 2 ani Argentina a fost aici și toată lumea a fost încântată. Ne amintim cum a fost.
o prezență exotică Argentina aici la Vaslui acum 2 ani. Domnule primar, bine ați venit la vară pentru voi. De la Vaslui vară pentru voi de data aceasta. Am venit în mijlocul orașului pentru că e sărbătoare mare și tare ne place să venim la bine, la distracție. Vă mulțumesc că ne onorați cu prezența din nou la acest festival pe care noi îl pregătim cu foarte mare responsabilitate, pentru că el demonstrează că Vasluiu este un oraș ospitalier, este un oraș frumos și Vasluiu în ultimele ediții și-a legat prietenii pe toate continentele. În mod normal, știu că povestea Lucian Onciu, directorul festivalului, mai bine de un an se lucra pentru festivalul acesta. 2021, un an ciudat asemenea lui 2020, da. Nu a permis ca ideea că se va întâmpla să fie foarte sigură, nu? Sigur, și atunci de vreo două luni abia v-ați sigur, apucat de treabă. Am analizat foarte serios dacă să organizăm. Am urmărit evoluția pandemică în municipiul nostru. Din fericire, de la o etapă la alta, infestarea a scăzut cu acest COVID. Astăzi nu avem niciun caz, iată că suntem pe drumul bun din acest punct de vedere. Atunci am luat această decizie să pornim, să pornim la drum, să organizăm a 7-a ediție, să respectăm toate procedurile în această situație, dar în același timp gândul nostru s-a dus spre Vaslui, spre vasluieni, pentru că merită să privească, să trăiască din nou sentimentul frumos că în centru civic, în locațiile din municipiul nostru, se desfășoară acest minunat festival, iar oaspeții de peste hotare și din județ vin cu mare plăcere la noi. Câte scaune ați pregătit aici? Centrul civic e pregătit ca în câteva ore să primească și spectatori, dar și ansambluri din țară și străinătate. Centrul civic este pregătit, am montat 1200 de scaune cu păstrarea distanței corespunzătoare, cu accesul după toate regulile și eu sper ca în această seară și mâine și duminică când va fi gala finală, acest spațiu să fie neîncăpător, iar vasluienii să se bucure de ceea ce se va petrece pe scenă. Ați hotărât în scurtă vreme că festivalul se va întâmpla, dar discutând zilele acestea cu directori artistici, cu coreografi ai ansamblurilor din țară, am aflat că foarte multe festivaluri de acest gen nu au mai fost organizate în 2021 și nu este neapărat vina pandemiei. Sunt foarte multe, să spunem, erorile care se întâmplă și astfel de momente, astfel de întâlniri nu au loc. Cum ați reușit să țineți pe picioare festivalul? Doamna Laura, sunt poate un alt fel de om. Format în Vaslui, alături de vasluieni. Și mergând pe stradă, întâlnindu-mă cu cetățenii, mergând la diferite întâlniri, simțeam în vocea lor, simțeam în gândul lor că doresc și act de cultură, că doresc și pentru suflet ceva frumos și atunci mi-am asumat responsabilitatea de a face și mi-am asumat în continuare. Am asigurat sursele financiare, am bugetat acest spectacol, am bugetat în continuare activități culturale pentru că nu toată lumea poate pleca în concediu, nu toată lumea are o modalitate de a petrece timpul liber. Dar când merg în Parcul Copou și vizionează un spectacol, când merg, vin în centru și din păcate în acest an teatrul de vară n-a fost utilizat tot din lipsa capacității suficiente pentru desfășurarea activităților, e un lucru minunat. E un lucru care dă încredere oamenilor că viața nu se oprește aici. Viața merge mai departe și eu încerc să fiu motorul acestui oraș, împingând lucrurile mai departe și pe această latură a culturii, neapărat, de care ai neapărat nevoie în toată perioada vieții. Fiind copil, fiind matur, fiind om în vârstă, trecut prin toate etapele. Am găsit momentul și timpul să oferim tuturor acestor categorii momente artistice
de o înaltă ținută, profesionalism cu oameni minunați. Aveți la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui o echipă tânără, o echipă foarte unită, sudată, care în puțini membri, să spun așa, face lucruri minunate. Și sigur, a muncit și pentru festivalul acesta. O echipă deosebită la Centrul de Creație, dar am eu la Primăria Vaslui o echipă. O echipă care la fel pune mult suflet, care participă la organizarea tuturor activităților, care, sigur, sunt alături de artiști, de formațiile invitate, demonstrând că suntem gazde primitoare, că ne place. Deja asta nu mai e un secret pentru nimeni. Spuneți-mi, când vă simțiți cel mai bine atunci când pornește festivalul ăsta la drum? Ce vă place cel mai mult dumneavoastră, ca vasluian, da? Nu sunteți primar acum, ne închipuim așa. Ce vă place cel mai mult? Îmi place cel mai mult pentru că văd lumină pe fața vasluienilor. Văd o lumină dătătoare de speranță. Iar când mă reîntorc acasă, mă întorc cu misiunea îndeplinită. Că mi-am făcut datoria și acest lucru l-au simțit concetățenii mei. Cele mai frumoase momente sunt cu siguranță pe scenă. Vedeți lumina pe chipul spectatorilor tocmai pentru că îi încântă ceea ce văd pe scenă. Anul acesta Albania, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Republica Moldova, vor fi Polonia, vor fi pe scenă. Fiecare cu tradiții speciale, dar și ansambluri și grupuri folclorice din întregul județ Vaslui. Îi țineți așa aproape, ca pe un mănunchi de... Sunt, în primul rând, lideri în aceste comunități care reușesc să adune la căminul cultural tineri, să-i le îndrume pașii spre această artă a folclorului. Aduce mai departe tradițiile dansului, a portului din această zonă. Și acesta este un lucru minunat. Dar pentru un artist, pentru un om care îți desfășoară activitatea în zona culturii, cel mai important lucru este să dea publicului. Și atunci le ofer scena, le ofer zonele, le ofer ocazia să se exprime. Și acest lucru îi ține în priză mereu, că trebuie să facă repetiții, trebuie să autodepășească, pentru că vin în fața publicului. Iar pentru ei, publicul îi răsplătește cu aplauze. E minunat. Sunt și ateliere de dans pregătite pentru cei care sunt curioși, care vor să încerce. Ați fost? Ați luat parte la vreun astfel de atelier? Nu, pentru că astăzi am fost destul de ocupat. Dar mai aveți vreme vreo două zile. Exact, dar acest lucru e o surpriză. O surpriză când în anumite puncte ale orașului, cetățenii din zona respectivă, fie în tranzit, fie din care locuiesc, vor avea ocazia să vadă formațiile desfășurându-se la locul respectiv. Și cred că e un lucru minunat de a extinde această activitate în spații neconvenționale, să demonstreze că fiecare om este și are importanța lui în această comunitate. Atelierele de dans vor fi în Parcul Copou, Piața Independenței și stația CFR Vaslui. Ce spun călătorii când coboară din tren și dimineață, da, au fost două asemenea ateliere. Vă imaginați că au întârziat trenul. Păi, da. Un minut, două, pentru că în momentul când au văzut că se dansează, deja călătorii s-au coborât din tren, s-au luat la dans și după aia... Un motiv bun ca CFR-ul să... Sigur, nu s-a stricat locomotiva. Nu, ok. Deci am văzut în alte zone, la Vaslui merge trenul ca pe roate. Ca pe roate. Merge ceas, cum se spune. Doar că pauză de dans trebuie de fiecare dată. Cum se transformă orașul acesta vreme de, iată, 3 zile de data asta, 5 în alți ani, 5 zile de sărbătoare în alți ani, cum simțiți că se transformă? Se transformă într-o preocupare a tuturor de a păstra curățenia, de a da dovadă de un civism, de a audia un spectacol în cele mai bune condiții și, sigur, de a aplauda. Ceea ce văd că se desfășoară fie pe scenă, fie în jurul lor și atunci mulțumirea vine și de o parte și de cealaltă.
Este până la urmă un act de educație, de educare a oamenilor, să știe, să fie atent, să ofere respect artiștilor, nu pe scenă, prin comportamentul lor. E până la urmă poate cea mai bună școală, dacă stăm să ne gândim. Am în evoluția mea prin această comunitate două direcții care m-au preocupat în mod permanent. Cultura și sportul. Sportul pentru copii, mișcarea în aer liber și pentru mine cea mai mare bucurie când văd bazele sportive pline de copii, când acești copii merg la Palatul Copiilor și sunt în diferite brigăzi artistice, când relaționează, când trăiesc frumos, pentru că aici socializează cu colegi, își fac prieteni, își fac un desfășurător spre viitor și își aduc aminte cu plăcere. Povestea Cristi de Fantasia. Știți că, din nefericire, dirijorul ne-a părăsit, prematur. Acei copii au rămas cu sufletul și cu gândul că aduc bucurie în viața vasluienilor. Și merg mai departe cu un dirijor din mijlocul lor, cu dragoste, cu plăcerea de a cânta și cu responsabilitate în final. Sigur că da, pentru că trebuie să apară pe scenă și să bucure publicul, și asta e foarte important. Eu vă mulțumesc tare mult și pentru că tot spuneați, vorbeați despre sport și cât este de important și sportul minții este extrem de important și vreau să vă spun, prieten, că la Huș are loc zilele acestea o competiție internațională dedicată tuturor categoriilor de vârstă, poate cea mai mare competiție internațională de șah care s-a desfășurat vreodată în județul Vaslui. Vasile Arhire se află acolo și ne dă detalii mai multe. Bun găsit, Laura, bun găsit, dragi prieteni. Ne aflăm într-o împărăție cu zeci de regi și regine. Împărăția șahului aici la Huș, nu departe de Vaslui, unde se desfășoară o competiție foarte frumoasă cu copiii de la 7 ani până la adulți. Suntem așadar la Cupa Vacanței Viacons Rutier, la care participă foarte mulți tineri șahiști. O am alături de mine pe Elena Maria Ursan, una dintre mezine, parcă ești tu. Câți ani ai? Eu am 10 ani. Și de cât timp faci șah? Ce bucurii îți aduce acest sport? Eu fac șah de la vârsta de 4 ani și bucurii mi-aduce șahul pentru că mie îmi place să mă concentrez, să joc, să mă concentrez la șah, să fiu... E mai simplu cu păpușile? Ba da, dar după păpuși facem șah. Da? Și ai câștigat concursuri multe sau mai mult ai pierdut? Cum e? Păi, nu pot să zic că am câștigat pe toate sau le-am pierdut pe toate. Câteodată am mai câștigat, câteodată am mai pierdut, dar până la urmă este doar un joc. E într-adevăr un joc. Îți mulțumesc, Elena, pentru aceste cuvinte. Dragi prieteni, trebuie să vă spun că alături de copii, adolescenți, maturi din mai multe județe ale țării, aici la Huș, la această competiție, se află și șahiști de peste Prut, din Basarabia, și l-am alături pe maestrul internațional Serghei Vedmediuc. Bine ați venit la Huș! Mulțumesc! Ați mai fost vreodată aici, în oraș? Anume la Huș, nu. Deseori am jucat la Iași, la București, la Satu Mare și la Arad. Ce elo aveți în clasamentul internațional? 2464. Și aici ați venit la competiție în dublă calitate, nu? Da, corect. Am venit împreună cu juniori să ofer posibilitatea bună de a se antrena și de a concura cu șahiști din România și am venit și să particip la un concurs, la prima ediție a concursului internațional din orașul Huș. Pentru că întrecerile au început de puțin timp, nici o oră, cum apreciați organizarea, ceea ce se întâmplă aici față de alte competiții din Basarabia sau din România? În general, în România întotdeauna se organizează destul de bine și
Organizarea este la un nivel înalt. În comparație cu Moldova, la Moldova tot se organizează destul de bine, deci nu pot să determină o diferență enormă. În detalii, da, dar mai ales că ambele sunt jocuri iubite și peste Prut și aici, nu? Și la Chișinău e un sport plăcut. Am înțeles că există chiar o școală specială pentru șahiști. Da, există o școală specializată sportivă de șah și joc de dame, care este susținută de statul moldovenesc și care funcționează deja mai mult de 30 de ani. Ați format șahiști care au urcat apoi treptele consacrării? Am participat, am lucrat cu mulți juniori, unii dintre dinși au devenit campioni naționali, alții au intrat în primii 10 mondial, ba chiar și un elev a reușit să devină numărul 1 aici, la Iași, în 2017. Macovei Andrei a câștigat titlul de campion mondial între elevi, până la 17 ani. Eu vă mulțumesc pentru acest dialog, vă urez succes și ca antrenor și ca sportiv. Îl avem alături pe domnul Baban, sunteți arbitrul principal al turneului. Cum se prezintă întrecerea? Întrecerea este formată din 4 secțiuni. Prima secțiune cu jucători peste 2200 elo, a doua secțiune cu jucători între 1800 și 2200 elo, a treia secțiune cu jucători până în 1400 elo, iar ultima secțiune dedicată celor mai începători până în 1050 elo. Turneul, toate cele 4 turnee sunt puternice, deoarece se joacă foarte mult, într-un final sorții celor partidelor să decidă care e mai bun. Vă mulțumesc, domnule Cătălin Baban. Îl avem alături și pe președintele Federației Române de Șah, domnul Sorin Iacoban. Cum vi se pare această competiție, cea mai mare organizată vreodată în județul Vaslui? Bună ziua, în primul rând, celor care ne privesc. Mi se pare că, iată, din nou Hușul e pusă pe harta importantă a șahului din România, o competiție foarte mare. Iată că, în pofida pandemiei, a măștii, a caniculei, iată-ne că astăzi pe primul loc este șahul, o competiție susținută de pilonii comunității, și aici mă refer la școală, la familie, la biserică, la autoritățile publice locale, la sponsori și, de ce nu, la cei care organizează acest important eveniment. Punem punct aici aceste intervenții, vom reveni și mâine cu detalii de la această întrecere deosebită de spectaculoasă. Laura, din nou legătura la tine. Mulțumim tare mult! Mai aflăm noi vești de acolo, de la Huș, cu siguranță în cadrul jurnalului regional. În rubrica Sport vom afla detalii despre câștigători și mai multe informații. Vasile Arhire și echipa TVR Iaș care se află acolo va oferi toate informațiile necesare, așa cum spuneam. Vă reamintesc că suntem la Vaslui, în mijlocul orașului, aici unde astăzi a început cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Hora din Străbuni. Spuneam că e foarte important că se leagă prietenii dincolo de hotare aici la Vaslui, pentru că sunt ansambluri care vin din străinătate și care rămân surprinse de atmosfera de aici, de ospitalitatea vasluienilor, și tocmai de asta, așa ne-a spus și domnul primar, că e gazdă bună aici la Vaslui de fiecare dată. Nu știu dacă nu l-am crezut pe cuvânt, dar vrem oricum niște dovezi din partea invitaților. Și iată că am alături de mine doi invitați care vin din Serbia și o reprezentantă a unui ansamblu din Maramureș, astfel încât să vedem dacă și în țară și dincolo de hotare, într-adevăr, oamenii simt ospitalitatea de aici. Bună ziua, bine ați venit, welcome! Alături de mine sunt Milița și Uroș, reprezentanți ai ansamblului Diogen din Surcin, Serbia. Surcin este undeva aproape de Belgrad. Și doamna Iuliana Dragoș, directorul ansamblului folcloric național Transilvania. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și să vă aduc salutul nostru din Maramureș și lăudăm pe Iisus. Frumos ne-ați salutat așa și aseară și mă bucur tare mult să aud un astfel de salut. Welcome, Milița, welcome, Uroș. How do you feel here in Vaslui?
Well, firstly, I would like to thank you for inviting us. We are really grateful to be here. We know it was hard for you to prepare everything because of pandemic, but we are really happy to be here. Milița spune că e foarte încântată că au reușit să ajungă la Vaslui. Mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că s-a încăpățânat Vasluiul să organizeze festivalul, deși condițiile mondiale până la urmă pot fi considerate potrivnice. You have a really nice costume. You will be on stage. Have you ever been to Vaslui before? No, I've never been to Vaslui, neither my group also, but we really like it here. Traveling here, we have been really amazed by the views and the landscape, and we really love your country. Milița spune că nu a mai fost niciodată la Vaslui, că îi place foarte mult aici și că i-a plăcut drumul până la Vaslui pentru că a descoperit peisajele frumoase ale României și a fost încântată, au fost cu toții încântați de ceea ce au putut să vadă pe geamul autocarului. You came here by bus, right? Yes, that's right. Okay, so you had time to see Romania on the window. Yes, that's right. A avut timp să vadă România pe fereastră, o Românie care cum este, doamna Dragoș? România este da, din Maramureș, cât ați bătut drumul până aici, cum ați văzut-o? Lucrurile merg spre bine și, în primul rând, eu vreau să mulțumesc pentru invitație domnului director al festivalului, pentru că, așa cum a spus, noi suntem pentru prima dată Ansamblul Folclorii Național Transilvania la acest festival, un festival cu nume de cu rezonanță, Hora din Străbuni. Și, de asemenea, să felicit administrația locală și județeană pentru susținerea acestui demers cultural și pentru faptul că înțeleg că un eveniment și o manifestare de acest gen aduce un plus valoare atât localității cât și economiei. M-am plimbat astăzi puțin prin oraș, am văzut teatrul de vară foarte frumos, parcul. În alți ani acolo se întâmpla festivalul, în teatrul da, de vară. Da, am văzut prin intermediul televiziunii naționale, am văzut acest lucru în anii trecuți. Ne bucurăm că ne reîntâlnim cu dumneavoastră, cu echipa TVR Iași, ne-am mai întâlnit și la Suceava. Noi am venit astăzi cu un program special. În primul rând am adus cel mai frumos moment coreografic și muzical al ansamblului, care este premiat la cele mai importante festivaluri internaționale, la Festivalul Internațional de Dans din Agrigento, Italia, în Brazilia, în o nuntă din Țara Oașului. Bineînțeles, pe lângă aceste lucruri am adus și hori și cântece din Maramureșul Voivodal. Am crezut că spuneți horincă. Și horinca am adus aseară. Așa, da. La asta se gândea și colegii mei de la cameră. Da, bucurie pentru toată lumea. Așa. Este nevoie și de așa ceva pentru puțin curaj. Ca să bateți la podea mai bine sau cum? Nu pentru noi, pentru dumneavoastră. Ah. Noi nu avem voie. Așa părem cam da. Palizi, așa, cam lipsiți de vlagă. Nu, împotriva pandemiei, haideți să zicem înțeleg. Așa, un antidot împotriva pandemiei și a virusului care a făcut ravagii în rândul artiștilor, în primul rând. Da, au simțit cu toții. Da, toți și pe plan internațional, așa cum au spus și colegii din Serbia, pe care îi felicit. Juliana said that the pandemics were, I don't know, didn't help the artists at all. In fact, artists really lost the contact with the public because of the distancing and so on and so forth. But how do you feel about coming here after this break, let's say, between shows on the stage, spectacles? O întrebam pe Milița cum se simte, având în vedere că după un an de pauză, de ruptură între public și artiștii de pe scenă, se întâmplă un astfel de festival. Yes, I agree with her, and I think we not only lost connection with the stage, we lost connection with our colleagues because we couldn't go to rehearsals, but now we are all thrilled to be here, to perform, to be on stage and to meet new people from other countries and
to have a good time. Într-adevăr, au pierdut și ei legătura cu publicul. Ei între ei, artiștii, nu s-au mai putut întâlni. Dar iată că sunt încântați acum că au putut să călătorească și să vină aici la Vaslui. The Horror of Ancestors. What do you think about the legacy that you have from your ancestors? Are you fond of keep going with your traditions, with your costumes, so beautiful? Thank you. I think we all here are doing a great job with representing our traditions and our costumes. These costumes that we are wearing are from central Serbia, from the heart of the Serbia, and Uroš could tell us more about that. I-am întrebat, având în vedere că festivalul se numește Hora din Străbuni, i-am întrebat cât de important este pentru ei să ducă mai departe ceea ce au moștenit de la străbunii lor și spuneau că și costumele lor sunt din inima Serbiei, din centrul Serbiei și că le este foarte drag să le ducă, să le arate în lume. Uroš, do you like Vaslui? Do you like what you have seen already? Yes, actually, Vaslui is a pretty beautiful city, I would say myself. The people here are really kind and really friendly. The hosts, the guides, everything so far was amazing. The party last night also, the music, the food, the everything actually. I'm really stoked. Și Uroš a fost încântat de Vaslui, de gazde, de ghizii pe care i-au primit, pentru că echipa de la Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale s-a împărțit în așa fel încât fiecare țară să aibă câte un ghid care să îi ajute să se descurce prin oraș. Aseară au avut o petrecere în care s-au întâlnit și au făcut cunoștință toate ansamblurile din străinătate și de aici, din Vaslui. Și a ieșit o petrecere adevărată. Thank you so much for being here. Doamna Dragoș, cum va fi în seara asta pe scenă? Deci nunta asta specială va fi piesa de rezistență, nu? Această nuntă am adus-o special la cerința sau la invitația, așa cum am spus domnului director Lucian Nunciu, pentru că dânsul ne-a văzut la Sibiu, la Nunta Zanfirei, un festival tot organizat în colaborare cu SIOF-ul, dar care, din păcate, anul acesta nu se mai ține și nu este un lucru bun pentru cultura noastră și pentru marketingul cultural. Noi trebuie să înțelegem în România că noi avem nevoie de un marketing cultural care să se îmbine cu turismul. Sunt țări care trăiesc din turism religios, din cultură, din turism cultural, care au creșteri economice pe acest domeniu. Noi românii avem ce să oferim, încă mai avem managerii ansamblurilor folclorice și oamenii de specialitate, etnologi, etnomuzicologi, trag semnale de alarmă că în România încă mai avem folclor și cultură tradițională și noi aceste lucruri trebuie să știm, să le punem bine în evidență și în lumină. Această valoare a noastră să ne aducă câștig. Pe parte, asta e foarte important și dacă ne încăpățânăm să ținem de aceste valori, cu siguranță ne va fi mai bine. Eu vă mulțumesc tare mult. Thank you so much for being here and good luck on the stage. Mult succes pe scenă. Mulțumim. Și ansamblului Transilvania. Mulțumim. Și pregătim un moment special. Tot de acum 2 ani ne amintim de Hora Vasluiului, cum a fost pe scenă în Teatrul de Vară. Thank you.
frumoase imagini, o horă Molcomă, nu? Sau ce? O horă era. Vă rog microfonul sus ca să vă... O horă. O horă. Da. Virginel Solomon, coregraful ansamblului Hora Vaslui, dar nu numai. Mai avem? Da, ansamblul Trandafir de la Moldova din Cuș și Zestrea Muntenilor. Deci am trei formații care participă la acest festival. Și cum face Virginel Solomon? Alergă de la unii la alții? Exact, exact. Și, atenție, dansurile, pașii, coregrafia trebuie să fie diferite, nu? Exact. Pentru că da, fiecare ansamblu trebuie să aibă o identitate. Exact, da, da, da. Aceleși, nu pot fi acele jocuri la fiecare ansamblu. Avem două trupe de dansatori la Huș, la Trandafir, la Moldova, copii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani, 16 ani până 20 de ani. Fost. Aveți, odată la 2 ani, acest rol de gazdă. Vreți, nu vreți, așa e, cu toate ansamblurile pe care le pregătiți, pentru că sunteți vasluieni și primiți invitați din străinătate, trebuie de fiecare dată să le oferiți ceva special, ceva nou, nu? Exact. Cam da, cum da, da. Se precipită lucrurile înainte de Hora din Străbuni? Cam cum intră în priză Virginel Solomon ca să scoată un dans nou? Cu foarte multă muncă și multă seriozitate. De fiecare dată încercăm să venim cu un nou repertoriu și să-l schimbăm. Pentru anul acesta, pregătirile au fost destul de împripă. Cum v-a fost? A fost o perioadă foarte grea. Noi anul trecut nu am putut repeta. Nu este un ansamblu profesionist, Trandafir de la Moldova, acum nici Hora Vasluilor, nici Zestrea Muntenilor. Și este un ansamblu de copii sunt amatori. Și o muncă foarte multă. Sunt copii care unde termină liceul și pleacă mai departe. Asta este cursul vieții și trebuie să o luăm iar din nou de la capăt. Schimbul acesta de generații îl poate face pe un coreograf să sufere, nu? Foarte mult, foarte mult. Acum am avut, cred că mai bine de 10 copii care au terminat clasele a 10-a, a 12-a și bineînțeles că au mers mai departe și au trebuit să înlocuiesc cu alți dansatori și bineînțeles cu foarte multă muncă. Asta înseamnă că an de an generații noi intră în pregătiri astfel încât să poată să înlocuiască destinele care se îndepărtează de Vaslui. Da, ne ajută foarte mult la ansamblul Trandafir de la Moldova, de la Huș, și avem pe piniera noastră, avem dansatori cu grupe de copii mai mici și ușor, ușor încercăm să integrăm și, bineînțeles, să ajungă ca și titulari în ansamblu mare. Un moment special de acum 2 ani, care de altfel a devenit viral pe internet, a fost o întâlnire între școala dumneavoastră de dans și cea lui Marin Barbu. A fost un moment special pe scenă. Numai nu s-a dărâmat teatrul de vară sub pașii dumneavoastră. Așa este, îl cunosc foarte bine pe maestru Marin Barbu. Dumnealui mi-a fost profesor mie, alături cum a fost și domnul George Ilașcu, dar cu neamărin, așa cum îl știe toată lumea, este adevărat, am fost și am avut ocazia de a învăța foarte multe jocuri din diferite zone folclorice. Și a venit dumnealui la Vaslui, atunci ne-am gândit că ar fi bine să facem un moment împreună cu ansamblul Trandafir de la Moldova și școala de dans al dumnealui. Spuneau și mai devreme invitații emisiunii Vară pentru voi că e foarte important ca România până la urmă să înțeleagă că astfel de momente pot fi sau pot genera turiști de peste tot din lume, pentru că oamenii vor să cunoască astfel de tradiții. Reușim să dezvoltăm, iată, și Vasluiul cu ajutorul unor astfel de evenimente, unor astfel de ansambluri. Da, 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 tocmai de asta este și scopul acelor ateliere de dans, în ideea de a ne cunoaște mai bine, de a împărtăși folclorul și jocurile noastre frumoase și dumnealor. Pentru că ne apropiem de final, vreau să le spunem telespectatorilor când vă pot vedea în spectacolele de la Hora din Străbuni. Mai știți pe de rost? Da. Ansamblul Trandafir de la Moldova va evolua mâine seară de la orele 19:30, iar celălalt ansamblu, Hora Vasluilor, va fi duminică, alături de Rapsodia Vasluilor. Perfect, o combinație minunată. Mulțumim tare mult că ați venit și ne-ați povestit un pic. Așteptăm să vedem ce surprize mai pregătiți. Sunt sigură că există ceva, un as în mânecă acolo, un as în mâneca Hora Vasluiului. Mulțumesc tare mult, Virginel Solomon, pentru prezența în emisiune. Prieteni, vă salutăm de la Vaslui. Intrăm în direct astăzi, nu uitați, de la ora 8, de la ora 20 pe TVR Ia și de la 21 pe TVR3. Suntem la Hora din Străbun, ediția 7-a. Fiți alături de noi până se răcorește afară, până spre orele 11. Numai bine, la revedere!